Sandra, bună dimineața! Bună dimineața, Dani, așa este, au sunat foarte mulți oameni în perioada sărbătorilor la serviciul de ambulanță, cel puțin aici pe București Ilfov. Vorbim despre cereri cu 30% mai multe față de aceeași perioadă din anii trecuți și de un record în ceea ce privește solicitările. Mai multe însă aflăm de la doamna Alice Grasu, de la care sperăm că astăzi să primim și câteva sfaturi pentru cei care au probleme de sănătate și trebuie să înfrunte frigul. Bună dimineața! Bună dimineața! Dimineața și un an nou cu bine să dea Dumnezeu. Spuneți-ne cam care este bilanțul după sărbători. Da, deci din data de 21 decembrie, de când practic a început vacanța de sărbători pentru marea majoritate a populației, cu pauze scurte de 2 zile, la serviciul de ambulanță s-a înregistrat un număr de 29.691 de solicitări. Dintre acestea, 16.814 persoane care au sunat la ambulanță au prezentat urgențe de cod roșu, cazuri foarte grave în care viața este pusă în pericol imediat și urgențe de cod galben. Cu ce probleme efectiv au sunat oameni? S-a sunat pentru toate problemele pentru care în mod obișnuit se cheamă ambulanța, de la accidentul rutier, căzutul de la înălțime, probleme cardiace, respiratorii, digestive, nu în ultimul rând febre, deci această perioadă a virozelor. Sigur, cu greu am făcut fața acestor solicitări. În această perioadă, tot personalul serviciului de ambulanță București-Ilfov a fost la servici, nu au existat concedii, nu au existat recuperări, s-a lucrat în medie pe tură de zi cu 60 de echipaje, iar pe tură de noapte cu 55 de echipaje de urgență. De asemenea, s-a lucrat în medie pe tură de zi cu 18 echipaje de consultații la domiciliu, iar pe tură de noapte media a fost de 13 echipaje de consultații la domiciliu. În luna decembrie vorbeam despre o deficiență de personal, dar și despre faptul că ar fi bine să fim atenți atunci când cerem ajutorul salvatorilor și să nu sunăm la ambulanță pentru o problemă minoră. S-a lucrat la capacitate maximă? Au mai învățat românii când să sune la 112? După numărul foarte mare de solicitări, vă dați seama că n-am fost cruțați. S-a sunat la 112 pentru toate problemele de sănătate, sigur. Poate că în această perioadă am putut înțelege, pentru că sistemul de urgență a fost cel care a lucrat la foc continuu, fără pauză, însă este foarte important și revin cu această idee care pentru noi este salvatoare și nu doar pentru noi, pentru populație, căci până la urmă, dacă se suplimentează personalul la serviciul de ambulanță București-Ilfov, acest lucru se face în beneficiu cetățeanului. De multe ori în această perioadă, când timpii de așteptare la consultații au fost mari, eram obligați să prioritizăm solicitările în așa fel încât să protejăm acea urgență de cod roșu și chiar și pe cea de cod galben. Există posturi libere? Vorbim de o suplimentare, dar cum se poate realiza această suplimentare? Noi am făcut numeroase adrese de mersuri pentru a ni se suplimenta statul de funcții cu minimum 150 de posturi. Avem nevoie vitală de aceste 150 de posturi pentru a putea să funcționăm în condiții normale, pentru a putea să scurtăm timpii de ajungere la urgența de cod galben, dar și la consultațiile la domiciliu. În acest moment avem câteva posturi vacante, avem 10 posturi vacante de medic scoase la concurs, sunt 7 posturi de medic specialist medicină de familie, sunt 2 posturi de medic de medicină generală și un post de medic primar medicină de familie cu atestat în medicină de urgență. Din păcate, noi nu putem angaja medici specialiști medicină de urgență. Acestea sunt singurele posturi, dar până la această oră, deși concursul, examenul bate la ușă, nu s-a înscris nimeni. O ultimă întrebare foarte pe scurt, vă rog să ne dați și câteva sfaturi pentru a ne proteja de frig, mai ales pentru cei care suferă de boli cronice. Temperaturile au scăzut vertiginos, avem nopți
geroase, avem zile friguroase, chiar geroase, de aceea trebuie să avem foarte mare grijă cum ne îmbrăcăm și, în general, cum ne comportăm în această perioadă față de organismul nostru. Îmbrăcămintea trebuie să fie călduroasă, din fibre naturale, impermeabilă, dispusă în mai multe straturi, astfel încât, dacă intrăm în incinte încălzite, să putem scoate din hainele pe care ne-au protejat de frig atunci când suntem afară. Persoanele cu afecțiuni, un lucru foarte important, trebuie să protejăm foarte bine extremitățile. Capul se va purta căciulă, fular, mâinile vor fi protejate cu grijă, cu mănuși de lână sau mănuși căptușite, impermeabile, iar încălțămintea trebuie să aibă talpa antiderapantă și de asemenea să nu permită pătrunderea apei. Mulțumim pentru informații. Deocamdată atât de aici. Dani Răzvan, mă întorc la voi. Da, mulțumim tare mult. Am mai adăugat și, nu știu, un soi de sfat pentru cei care sunt cumva de vârsta noastră, să nu-și mai lase părinții, bunicii, să iasă pe temperaturile astea, minus 11 grade erau azi dimineață când ne-am trezit noi, pentru că reducerea la impozit este până pe 31 ianuarie, adică, știi, iar s-au făcut cozile imediat după rebelion. Bătrânii, în general, vor să își plătească scoada la impozit? În avans impozitul ca să beneficieze de o reducere. Dar mai e, okay. Până în martie există, până 31 martie? Ah, și mai bine. Adică puteți să treceți peste zilele astea mult mai ușor.